Așa cum știți, astăzi, în coaliția de guvernare, pentru votarea acestei legi nu există voturi suficiente, pentru că iar PLD-MEU și PL-ul încă nu s-au pronunțat referitor la modul în care vor vota ei acest proiect de lege sau au înaintat diferite condiții pentru efectuarea acestui vot. Noi credem că introducerea conceptului de integrare europeană în Constituție, ca element de bază a strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova, nu trebuie negociat politic și nu trebuie să fie parte a jocurilor politice pe această temă. Termenul în care nu mai putem vota această lege expiră curând, de ce noi am decis împreună cu colegii ca în ședințele următoare din săptămâna aceasta să supunem votului acest proiect de lege. Și în felul acesta, fiecare deputat va avea ocazia să demonstreze dacă el este cu adevărat pro-european sau dacă folosește această sintagmă doar ca element electoral. Scopul pentru care introducem această sintagmă în Constituție este acela de a face și mai clară direcția strategică de dezvoltare a Republicii.